Salutul la doamnelor, vă salut cu respect pe toți cei care v-ați rupt din timpul dumneavoastră și vreți să vă zămisliți, într-un fel sau altul, puțină cunoaștere, spunem noi, aproape atipică. De ce ne-am angajat în analiza, în producerea și lansarea acestei cărți? Într-un moment în care, după cum prea bine știți, sunt foarte multe, hai să spunem, nu modificări, ci asaltul în modificarea limbilor, mai ales a limbilor băștinașe, și asistăm la un proces deloc nevinovat de subminare, dacă nu chiar de captare, de furt a identităților, în special a identităților de profil primordial, printre care noi, cei care aparținem mișcării dacologice, spunem că limba este fundamentală, pentru că limba este forma de reprezentare existențială, este forma de filozofie explicită, dar introdusă în noțiuni și reprezentări, a fiecărei entități umane în parte. Avem un efort extraordinar în această țară. Domnul Costi, poate că n-a fost conectat cu fiecare din cei care au premers aceste cărți. Și aici aș aminti școala Marama, Marama, de la Baia Mare, unde lider este George Cadar. De curând, acum 3 săptămâni, a dat la lumină cartea numită Dacica Magna, limba bătrână sau limba sămânță. Limba vorbită îndărâpt, încifrată, pe care o vorbesc și am descoperit acest dialect astăzi. Astăzi se vorbește în Munții Carpați, în Munții Carpați care sunt sub administrația ucrainiană astăzi. Eu nu vorbesc de părăsirea teritoriului, ci de administrații străine pe teritoriile străbune. Ei bine, iată efortul extraordinar al interpretării limbii vechi, de la limba acadiană până la limba getică, pe care o face Carolus Lundius în cartea Zamolțis, primus legislator getorum, 1647, Uppsala. Cine a fost Carolus Lundius? Știți foarte bine, dacă nu, pentru cei care nu știu, a fost marele magister al regelui Carol I al Suediei și diriguitorul minților luminate a celor care au trecut prin Universitatea Uppsala. Și el spune, tu, rege, dacă vrei ca această lume pe care tu o conduci să fie condusă după legile lui Dumnezeu, trebuie să aplicăm legile lui Zamolse din Geția, pentru că ele de la Dumnezeu vin. Iată cum, ușor, ușor, adevărul este la suprafață, nu pentru că noi am fi niște protocroniști mofturoși și vrem noi acum să arătăm că suntem bunii cu pământului, cum spunea și domnul Costi. Nu-l poți vedea pe Dumnezeu din cerul stând cu capul în pământ. Această formă de manifestare a actelor de acest gen sunt nu numai forma de rezistență multimilenară, dar este tocmai manifestarea prezentă a reacției active de a pune pun în pieptul detractorilor și de a arăta cu demnitate ceea ce suntem. Cele 30 de capitole, 858 de pagini, peste 400, dacă vreți în familie, 500 și ceva de cuvinte analizate, luate, tocate, prin care se exprimă ce? Rădăcina, aș spune embrionul, monada creierii morfemului sacru, apariția relației intermorfemice și introducerii semnificațiilor simbolice într-o limbă care exprima nu doar noțiuni și efectele acestora, ci gândirea folosirii lor, proveniența lor din înalta sacralitate a creației. Noi am dezvoltat pe mai departe acest lucru, l-am văzut în carte, însă să știți, 5 vocale are umanitatea.
nu mai mult. Și aici am să vă spun pe scurt, ca să se regăsească o explicație ulterioară pentru cine citește cartea, cele cinci vocale pe care le are umanitatea reprezintă cele cinci vibrații cosmice ale creației pe care le sesizează Ptolemeu în teoria sferelor vibraționale, care corespund celor cinci elemente ale creației, de jos în sus, pământ, apă, aer, foc, eter. Dar Carus Leundius explică simplu. Zamolxienii, care înseamnă nemuritorii, înțelegeau principiile lui Dumnezeu. A, din nimic este creația luminată, principiul creației. E, principiul facerilor. I, principiul unicității. O, sau cercul, principiul perfecțiunii. Și U, sau V, principiul ciclicității, a întoarcerii. Unde găsim creația și trăirea simultană între punctul inițial și întoarcerea la ceea ce ești? Nimeni nu și-a explicat de ce, în maxim de durere, omul spune au. Atât. Nimeni nu a înțeles de ce toți regii Europei spuneau I-O. E unicul perfect. Omul de rând spunea E-U. Eu, cel creat în materie, animă și spirit, care mă întorc. Iată că există taine în morfemele ascunse, decriptate pe căi diferite. Asta e frumusețea. Independent, pe căi diferite, cu nuanțe, cu unele deosebiri care nu trebuie să ne despartă, ci trebuie să ne unească, iată că ajungem ușor, ușor la izvorul sacru, la apa vie a adevărului. Și pentru că vreau să-i dau o replică celor care s-au cocoțat pe tainele noastre. Nu că ne-au furat limba, că limba nu se poate fura. Au folosit-o într-un mod abject, obscur, într-un mod brigand. Iată, în anul 2006, într-unul din discursurile noastre cu ocazia lui Eminescu la Academia Română și cu această ultimă parte am să și închei, nu fac referiri directe la carte pentru că este tehnică, v-am dat mai esențele. E o carte care, în teoria simplă, a minții, a mintelii, se pune în față sâu, smulsul. Și cine citește prea mult și nu este îngăduitor cu sine și cu răbdarea sa, din mintit devine smintit. Așa că e o carte care smintește pe cei care nu au răbdare. Ce este limba? Limba este, așa cum am spus noi, forma supremă de manifestare a celor cinci elemente în căderea existențială. Mitos, epos, etos, patos și eros. Toate sunt îmbrăcate în logos. Niciuna din ele nu pot fi determinate, nu pot fi înțelese decât prin logos. Deci limba este esența expresă materială a îndumnezeirii omului. Dar atunci când am trecut prin fel de fel de focuri, ce ni s-a întâmplat? Prin toate netrebnicile corciturile după anii 40, ni s-au negat timp de mai bine de 20 de ani, de după 90, și știu ce spun, peste 3 milenii de lege pământeană, toate paternitățile noastre spirituale, întreaga noastră natură etnică, devenirea noastră istorică, dintr-o dată limba noastră a suferit o metamorfoză babilonizantă. Aproape niciun cuvânt din texturile mărșăvite nu mai era al românilor. Toate și că fiind provenite din împrumuturile de la greci, slavi, turci, unguri, francezi, italieni, nemți, finici, ostrogoți, cumani, bulgari, tătari sau mongoli. Ne mai rămăseseră vreo sute de cuvinte aproape onomatopeice de la geții dispăruți pe care le mai puteam socoti ca fiind ale noastre și cu care mai puteam gânguri. Și am mai decis corciturile dracului că noi, ca popor, suntem polietnici. Că, vezi, Doamne,
am devenit și ne-am întrupat din toate rămășițele migratoare, de unde și limba polietimonică, și-a mai zis corciții dracului că istoria noastră provine doar de la alții. Petru și Asean erau bulgari, corvinești de ministre huniați, Negru Vodă era și mai este pentru unii cuman, Bogdan de Spălătător era slav, dacă nu chiar rus de Abinerea, Ștefan cel Mare n-a fost decât un nenorocit de curvar, iute tăietor de capete, că în rest ne-au cărmuit doar fanarioții și domnii străini. Reducerea noastră ca națiune la un derivat substantiv comun a fost politica de căpătâi a celei de întâi dinastii bolșevice și acest lucru nu trebuie uitat, cu atât mai puțin iertat, mai ales pe cei care au fost mentorii și promotorii acestor crime imprescriptibile. Cartea este o revanșă. Și această revanșă este sub forma unei săbii a minții pe care trebuie să o ridice fiecare român cu curaj. Cea mai importantă formă de a-ți adeveri inteligența nu este doar tăcerea înțeleaptă, este și forma severă de replică științifică, ceea ce încercăm să facem, iar atât timp cât cei care au rămas în culcușul cu minte, așa cum spunea Hardeu, al academicilor ce nu pot fi scoși din tractul lor, din reflexul lor de peste 100 de ani, le spunem acum că a venit vremea să-și însușească principiul învățării continue. Să ia cartea ca bona vegetar și să aplece la adevărata limbă tainică, sacerdotală, de la vechii schitoi, mari preoți știți, de care ne-a rămas cuvântul schit, și de la care astăzi scoții recunosc că se trad. Să-i mulțumim domnului Costi pentru obrăznicia, cu ghilimele de rigoare, de a provoca acest mediu, de a refuza să trăiască într-o minciună indusă și de a oferi atât cât se poate, primitorului popor român, înapoi nestematele vechii sale identități. Doamnelor și domnilor, închei mulțumindu-vă pentru că sunteți aici maturi la un eveniment bornă în istoria și critica istoria critică a limbii române. Dacă HD-ul nu și-a terminat dicționarul nici astăzi, nu este el vinovat pentru că l-a luat prea devreme dintre noi cel de sus. Vinovăția o purtăm cei care am abandonat spiritul și cartea vine să facă un act de timp de peste un secol și ceva pentru a ne spune români, gata cu lenea, la treabă pentru voi înșivă. Vă mulțumesc! Să-i mulțumim domnului Codor Stelaru, că a fost, ca de obicei, strălucit.